Helmut Ducadam a avut 3 copii din prima și a doua căsătorie. Fostul portar al Stelei a lăsat în urma sa o familie îndurerată ce îi va simți lipsa mereu. Ce relație a avut bărbatul cu moștenitorii săi? Fostul mare jucător al Stelei a suferit o operație pe cord deschis în luna septembrie. În decursul zilei de 1 decembrie 2024, el a fost transportat de urgență la Spitalul Militar din București. Ulterior, s-a stins din viață în 2 decembrie, iar vestea tragică a fost anunțată de Marcel Pușcaș prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta a mărturisit că a aflat despre moartea lui Ducadam de la apropiați. Am aflat de la apropiați. A fost internat la Spitalul Militar. Nu știu din punct de vedere medical. El a avut probleme de mai demult, nu știu de când. În timpul vieții sale, eroul de la Sevilla a trăit frumos, având o carieră de succes, dar și o familie unită. Helmut Ducadam a trăit o poveste frumoasă de dragoste alături de Ildiko, prima sa soție. Cei doi s-au iubit timp de 27 de ani și au împreună 2 copii, pe Robert și pe Brigitte. Cu toate că a trecut printr-un divorț dureros, Ducadam nu a renunțat în a mai crede în dragoste adevărată și s-a căsătorit cu Alexandra, cea cu care avea o fiică de 16 ani, Julianne. Acum, în urma morții sale, bărbatul a lăsat în urma sa o familie care îl plânge și îi duce dorul. Am o soție extraordinară. Am avut o soție extraordinară cu care am stat 27 de ani împreună. Ildiko, care este în America, avem o relație foarte bună, iar Alexandra de 16 ani mă susține în tot ce fac. Bineînțeles că și eu o ajut cu tot ce pot, a spus Helmut. Afirmațiile acestuia au fost confirmate și prin vizita din SUA, din vara care tocmai a trecut. Atunci, Helmut, Alexandra și Julianne au fost în state, în vizită la Ildiko și copiii care s-au stabilit acolo. Au petrecut timp prețios împreună, în familie. În ciuda divorțului dintre Helmut și Ildiko, cei doi au rămas în relații suficient de bune încât să se pună la masă împreună cu cea de-a doua soție. El, împreună cu toată familia sa, s-a bucurat de zile senine la piscină și bucate românești. Se pare că vacanța din SUA a fost o ultimă reuniune de familie, înainte ca celebrul fost jucător al Stelei să pășească în urma celor drepți. Vestea că Ducadam s-a stins din viața l-au prin surprindere pe toată lumea. Îndurerată, Alexandra, văduva lui Helmut, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. A luptat cât a putut pentru toate prin câte i-a fost dat să treacă, dar din păcate zbuciumul lui s-a oprit azi, 2-a 12-a 2024. Toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați la Arena Națională, sector VIP, marți 3 decembrie, începând cu orele 14. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.